Unii polițiști au intervenit la un restaurant din Popeștile Orden, unde românii stau la coadă pentru a-și cumpăra mici. Autoritățile au vrut să verifice declarațiile pe propria răspundere a clienților, precum și dacă sunt respectate normele de distanțare. Și mergem la colegul meu, Cristi Popovici, cel care se află în continuare la acest restaurant. S-a mai micșorat coada, Cristi, așa cum văd în spatele tău. Da, spiritele s-au domolit aici și vreau să dau un anunț de ultimă oră. În urmă cu puțin timp, bucătarul șef al celebrului restaurant din Popeștile Orden a făcut un anunț care a adus numai tristețe pe chipurile celor din jur. A rămas fără cârnați. Oamenii s-au reorientat însă și au comandat pastramă în loc. Mici sunt în continuare, slavă Domnului. Oamenii stau în continuare la o cadă, mai sunt doar câțiva. A fost însă nebunie astăzi. Aici au fost sute de oameni care au așteptat chiar și o oră și jumătate să-și cumpere mici, pastramă, fripturi și ce se mai face la acest restaurant. În condițiile în care s-a produs așa o aglomerație, a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Jandarmi sunt și la această oră și polițiști locali care patrulează și din oră în oră, să spunem așa, cam cum se schimba fluxul de oameni, forțele de ordine verificau dacă cei prezenți aveau declarațiile pe proprie răspundere. Din fericire pentru oameni, pentru cei care au venit aici, nu au fost împărțite amenzi pentru că veneau pregătiți, avea fiecare hârtiuța sau declarația completată online, așa că singura problemă a fost nerespectarea distanței regulamentare între oameni, acel metru și jumătate despre care tot vorbim de o lună și jumătate, două luni încoace. Au fost probleme și în alte locații din București, la restaurantele celebre, cunoscute pentru mici, tot așa, din cauza aglomerației, cum oamenii n-au putut să iasă la iarbă verde, s-au reorientat și au mers la aceste restaurante, au stat la cost destul de mari. La București, spre exemplu, la fel, binecunoscutul restaurant de mici, la un moment dat s-a terminat carnea. Nu se așteptau să aibă așa vânzări mari, vânduseră până la orele 12, până la 13, în jur de 4.000 de mici. Au trebuit să mai comande încă 2.000. În cele din urmă au fost mulțumiți toți clienții. De specificat că și mâine și poi mâine, în weekendul acesta, aceleași restaurante vor fi deschise în continuare, așa că dacă n-ați apucat sau n-ați vrut să stați la cozile acestea, o puteți face mâine când se anunță mult mai lejer. Cristi, îți mulțumesc pentru aceste informații.